fostul manager al Spitalului Municipal Fălticeni Mircea Lupu ar fi fost bătut chiar în fața policlinicii din oraș. Ieri, 3 martie, la ora 14:43, am fost sunat de o persoană. În birou, fiind mai multă lume și având un telefon foarte performant, neavând semnal, am ieșit în acest loc, deci la câțiva metri de biroul meu. În momentul în care eram cu spatele spre clădire și discutam cu persoana cealaltă, am fost atins din spate, sau mai bine zis, o frânare mai bruscă, să văd și urmile, de o mașină la piciorul drept, care nu mi-au produs leziuni, numai m-a speriat. În momentul în care m-am întors, am fost prins de cravata care o aveam la gât și care este o cravată de suflet, fiind de ultimul cadou care mi l-a făcut soția mea, care a decedat acum un an și ceva. Deci a primit cadou această cravată cu niște butoni, de la ea cu o ocazie. Am fost luat de gât, tăriit spre mașină, adică cât s-a putut, lovit la mână, uitați cum se vede la mâna dreaptă, lovit și cu niște exfoliații, încercat de zi. Mircea Lupu, care actualmente este membru PNL, susține că a fost agresat de soțul unei consiliere din partea PSD. Fostul manager susține că răfuiala este de fapt politică și că agresorul ar fi vrut să-l intimideze pentru a-l împiedica să se înscrie la concursul pentru ocuparea funcției de manager al spitalului. Concursul va avea loc la sfârșitul lunii martie. Consider că ceea ce se face asupra mea este o presiune politică. Eu, fiind membru PNL, se face o presiune politică de către unii membri PSD, nu spun de toți și nu știu de cine, pentru a nu mă înscrie la concursul din sfârșitul lunii martie, și cer public acum ca Partidul Național Liberal de la nivelul orașului Fălticeni, de la județ și poate chiar mai sus, să ia act de această agresiune. Presupusul agresor a recunoscut că altercația a avut loc, însă susține că victima ar fi fost el. Bărbatul susține că fostul manager l-ar fi înjurat în mai multe rânduri și că l-ar fi provocat. În jurul orei 12, deci 11:45, 11:50, înțelegeți? Eu mă aflam acolo jos, înțelegeți? Acolo, eu citeam într-un ziar. Și la un moment aud, eu am auzit, știți? Când îmi ridic ochii sus să văd cine-o înjurat, îl văd pe domnul Mircea Lupu transversând, că este cameră, se poate vedea, îl văd transversând, intrând la fizioterapie. În fața mea, acolo, este o ușă fizioterapie. O intrat acolo, surprins într-un fel, când m-a înjurat de mamă, m-am uitat, nu era nimeni, asta este. Am continuat înapoi și citeam eu. Când o ieșit înapoi, iar el, înțelegeți? Și când m-am dus să-mi iau mașina, propriu zis, m-am dus să-mi iau mașina, că mașina era parcată. Înțelegeți? Aici eu nu am înțeles și m-am întrebat unul altul. Doamne, dar de ce nu i-ați pus întrebarea ce o căutat el la mașina mea? Propriu zis că așa vine. M-a urcat în mașină, înțelegeți? Și când să plec, bănuiesc că m-a urmărit, că altfel nu pot să-mi dau seama. Când să plec, mă încep puteară. Bătăușul susține că la mijloc nu este nicio răfuia la politică. M-am dat să plec, adică la modul m-am hotărât. Băi, dacă nu m-am dat să bat, am apăsat pe butonul ăla de la portieră de la geam să se închide geamul. În momentul când geamul a început să se ridice și el a văzut că îl strânge, că totuși era la mine, o dă o dată și s-a prins cravata. Când s-a prins cravata, o tras de ea și o rupt-o. Lumină în acest caz va face poliția. În urma unei anchete, ambele părți implicate au depus plângere.